Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicem împreună: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care după sfântă învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău, ai dărui puterea de a lega și a deslega păcatele oamenilor, Ție ne rugăm, Dumnezeul nostru, în această zi de pomenire a eroilor neamului nostru, caută cu milostivire spre țara noastră, Tu care ai așezat cârmuirea vieții pe datorii și sarcini și ai zidit înălțarea și cinstea omenească din împlinirea lor, care ai legat de-a pururi prin văpaia iubirii și prin credința în Tine pe vii cu morții lor. Ție ne rugăm, Dumnezeul nostru, caută cu milostivire spre acești eroi, martiri, ostași, cu care un neam întreg și-au plătit dreptul la viață și odihnește în pace, căci înaintea Ta ei sunt tăria noastră și înaintea noastră ei sunt podoaba virtuților creștine și pilda răstignirii Mântuitorului lumii. Lupta cea bună au luptat, calea au săvârșit, credința au păzit și au adormit în Domnul, înveșnicind în mâinile unui neam libertatea și dreptul la unire și întemeindu-ne România întregită pe mucenicia și vitejia lor. Fă, Doamne, ca sufletele noastre din Tatăl în Fiu să înalțe înaintea Ta rugăciuni încopsite din dragostea de ei, iar tot întinsul țării pe unde au căzut și își au acum morminte să odrăslească flori din tinerețea lor în orice primăvară, ca să le știm schimbate moartea în veselie și jertfa în podoabă. Dă-ne puterea, Doamne, să le cinstim jertfirea făcând dreptate în țară, că Tu ai zis, dreptatea înalță neamul, iar păcatele împuținează semințiile lumii, și că începutul drumului celui bun este a face dreptatea, căci primită este la Dumnezeu dreptatea mai mult decât aducerea de daruri. Iar copiilor și nouă tuturor, celor ce le-am cules roada și le păstrăm cinstirea, dă-ne darul de a le fi asemeni prin pilda datoriei. Cel credincios să-și lase după cuvântul Tău căile sale și omul cel fără de lege sfaturile sale să se întoarcă la Domnul. Căci România întregită trebuie încununată cu România întărită și sfințită prin muncă cinstită, precum vitejii noștri eroi și ostași care și-au dat viața pentru țara și neamul nostru. Veșnică să le fie pomenirea!
lăsați în forum. Declarăm deschisă ceremonia de punerii pe coroană. Și la mulți ani tuturor românilor. Dragi oneșteni, domnilor parlamentari, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. 1 decembrie este o zi specială pentru națiunea noastră. Este nu doar ziua națională a României, nu doar celebrarea unui eveniment istoric, este ziua în care se cuvine să reflectăm an de an asupra idealului de unitate națională. Este momentul de cea mai puternică expresie a voinței românilor de a-și realiza unirea. Istoria din acest moment ne învață că putem să răzbim în momente grele numai cu solidaritate și coeziune, prin definirea coerentă a interesului național. România și poporul său au darul de a renaște momente cheie și de a reuși să își adune toate resursele, toate energiile pentru a răsturna perspectivele cele mai întunecate. Cred că și Oneștiul poate renaște. Și doar prin unitate vom putea asigura un viitor liniștit copiilor noștri. Trăim într-o lume a schimbării, a vitezei. Cu toții suntem presați de problemele cotidiene, dar cred că avem puterea și tăria să trecem peste orice obstacol asemeni poporului român. Nu există să spun cu această ocazie că nu putem să trecem prin furtuna schimbării lumii contemporane dacă nu redescoperim o valoare ce asigură dorința de libertate, demnitatea, mândria și solidaritatea poporului român. Această valoare se numește patriotism. Suntem astăzi o națiune care a arătat în fața întregii lumi că prețuiește valorile democrației. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani dragii mei oneșteni! Mulțumim domnului primar Nicolae Ignatiuc. Îl invit acum într-un scurt cuvânt pe domnul general Vasile Jenica Apostu, general 4 stele în armata română, un om care cunoaște foarte bine
ce s-a întâmplat la 1918. Domnule general. Onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi, 1 decembrie 2016, la Onești, la manifestațiile care se organizează cu prilejul Zilei Naționale a României și a tuturor românilor de pretutindeni. Sunt onorat de faptul că organizatorii mi-au creat posibilitatea să exprim câteva gânduri și am înțeles bine că nu trebuie să vorbesc prea mult, pentru că mi s-a spus că trebuie să țin un scurt cuvânt. Asta nu înseamnă că nu ne putem întâlni cu alte prilejuri, pentru că despre Ziua Națională a României trebuie, subliniez, trebuie să vorbim destul de mult, îndeoseb pentru generațiile tinere, pentru că ei trebuie să știe, cei care aparțin acestor generații, care le sunt rădăcinile și ce eforturi au făcut înaintașii lor pentru ca astăzi să putem vorbi liber aici, în țara noastră. Fiindcă suntem în apropierea unor locuri de legendă înscrisă în istoria națională și universală în primul război mondial, voi face câteva sublinieri și în legătură cu acest aspect, dar cea mai importantă este că dacă la Oituz, în toamna anului 1916, în lunile octombrie și noiembrie, respectiv în cele două bătălii, și dacă în perioada dintre Crăciunul și anul nou din 1916, la Cașin se pierdea apărarea de către români, astăzi nu mai aveam o țară, iar Ziua Națională a României nu mai era 1 decembrie, pentru că nu mai era posibilă unirea Transilvaniei cu patria mamă România. Fiindcă veni vorba, totuși aș sublinia că noi, din cauza unor intemperii de ordin politic și uraganelor care s-au manifestat asupra noastră, am schimbat Ziua Națională. Este 1 decembrie, este abia a treia zi națională pe care o sărbătorim. Pentru că din 1866 până în 1947 am sărbătorit ziua de 10 mai ca zi națională, în perioada 1948-1989 ziua de 23 august și iată a venit momentul când sărbătorim adevărata zi națională. Această sărbătoare este posibilă datorită jertfei pe care au făcut-o înaintașii noștri. Chiar dacă voi plictisi, trebuie să subliniez câteva cifre. În primul război mondial, pe fondul căruia s-a înfăptuit România normală, și nu sunt de acord cu cei care vorbesc de la televiziuni că s-a făcut România mare, este România normală, în granițele ei naturale, firești, că noi n-am avut tendințe expansioniste. În primul război mondial, pentru a se ajunge la unirea de la 1 decembrie 1918, și-au pierdut viața numai din regat 220.000 de oameni, au fost peste 220.000 de prizonieri români luați de către inamic, din care 70.000 nu s-au mai întors acasă. Românii din provinciile din subordinea imperiilor vremii, celor trei mari imperii de atunci, de acum 100 de ani în urmă, respectiv Imperiul Habsburgic, unde erau sub dominația lor, erau românii noștri din Transilvania și din Bucovina, Imperiul Țarist, unde aveam atâția români în Basarabia, și trebuie să subliniem că atunci, acum 100 de ani de fapt, jumătate din teritoriile românești erau sub dominație străină și peste jumătate din populație era sub dominație străină. Și să nu uităm că suntem tentați să vorbim despre intrarea României în război, a regatului, dar românii noștri au luptat în primul război mondial încă din prima zi a războiului, din 28 iulie 1914, când cei din românii din Imperiul Austro-Ungar au fost puși să lupte împotriva românilor din Serbia, respectiv cei din Voievodina. Și vă dați seama ce tragic
eveniment era când trăgeau unii împotriva altora și auzeau văitându-se răniții în limba maternă. Conștiința unității naționale a fost cea care ne-a ajutat să aducem toate provinciile românești la patria mamă, respectiv în 27 martie 1918 Moldova dintre Prut și Nistru, în 28 noiembrie Bucovina și în sfârșit pe 1 decembrie Transilvania, când armata română, și asta trebuie subliniat, în noaptea de 14, în seara de 14 august 1916 a traversat Carpații prin trecătorile existente în acești munți, practic a dărâmat zidul sub care fusese ținută populația din Transilvania secole la rând. Nu intrăm mai mult în detalii, poate o vor face profesorii de istorie cu elevii ca ei să cunoască. N-aș vrea să vă țin mai mult decât să vă spun că la 1 decembrie 1918 toți cei 1228 de delegați care au participat sau reprezentat pe românii din Transilvania și Banat au ieșit la ora 12, deci 100 și de ani, 98 de ani și câteva minute de atunci, și au anunțat rezultatul votului, care a fost în unanimitate. Afară așteptau în piață 100.000 de oameni și care s-au bucurat într-adevăr, erau toți îmbrăcați în haine naționale și se întâlneau pe traseele de la Alba Iulia spre Sebea și prin alte părți, prin toată Transilvania, cu trupele care își purtau umilința, trupele lui Mackensen, ale vestitului și trufașului Mackensen, plecau învinse prin trecătorile noastre și erau atunci, chiar era ultima zi când se retrăgeau. Tot în ziua de 1 decembrie 1918, și nu trebuie să uităm, la București a revenit guvernul României, a revenit regele, a revenit armata română și s-a defilat pe sub Arcul de Triunf, unde defilează astăzi ai noștri, au defilat trupele române, au defilat trupe franceze și engleze. La Alba Iulia, românii au votat pentru unire, dar nu a însemnat că a fost și înfăptuită unirea, pentru că unirea a desăvârșit-o armata română, care a trebuit să ajungă până la Budapesta. Și a ajuns în ziua de 3 august 1919, la o zi după ce Bela Kun, cel care voia să instaureze comunismul și acolo și la noi, a fugit cu câteva vagoane în care a adunat tot ce a putut, a mers în Austria, l-au găzduit acolo într-o închisoare de unde a fugit în Rusia. Sunt multe de vorbit, nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, vreau să reamintesc doar faptul că să nu uităm, este necesar să nu uităm, că strămoșii ne-au lăsat drept moștenire țara, dar și porunca sacră, transmisă din generație în generație, de a o apăra la rândul nostru cu orice sacrificiu și de a o transmite generațiilor viitoare, astfel încât România să fie mereu prezentă pe verticala timpului și a dăinuirii în rândul statelor independente, suverane și România să fie liberă veșnic. Trăiască România! Mulțumim domnului general. Urmează, ca de fiecare dată, ceremonia religioasă. Rog preacucernicii părinți să vină aici pentru a o susține. Vă mulțumim!
Slavă Sfinte și cele de ofiță și nedespărțitei trăim, făcătoare și de viață și nedespărțitei trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Vă rugăm să spunem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de slujbă și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă, țara aceasta, pentru orașele și satele, pentru cei care cu credință locuiesc în prânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru noaptea Sfințitul Arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și cea întâi Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzdului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru poporul român binecredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru viitoare de Hristos, oaste Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire, Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicestul său jertfelnic, această mulțumire a noastră, de 1 decembrie, ziua României, rugăciunile noastre care le înălțăm a poporului român, care suntem robi ai Săi, Domnului să ne rugăm. Pentru ca și acum să audă glas rugăciunile noastre ale vrednicilor robilor Săi, și buna dorința credincioșilor Săi totdeauna să o împlinească, să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne facă bine nouă și Sfintei Sale Biserici poporului român celui binecredincios și tuturor credincioșilor Săi să le dăruiască cerele cele spre mântuire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, țara aceasta și pe noi pe toți, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdea de toți vrășmașii văzuți și nevăzuți, și pe binecredincioșii creștini totdeauna să întărească cu sănătate, întrungimii de zile în pace și cu ocrutirea îngerilor Săi, totdeauna să ne îngredească pe noi credincioșii Săi rog, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții, să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, plec!
pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pentru ca să ne vrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, Dumnezeu să rugăm. Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Să luăm aminte. În vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune-ne nouă, ce ți se pare ție, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. El a întrebat: dar cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către Iisus: dați deci cezarului cele sunt ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind din acestea, s-au mirat și lăsându-l s-au dus. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui vină este nemăsurată și iubirea de oameni adânc neajunsă, la a ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință, aduce mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost revăsate asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-i, Doamne, a sporim dreapta credință în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruind pace și liniște poporului tău. Dă, Doamne, dregătorilor noștri Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstori sufletești ai poporului tău Duhul repădării de sine pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli, când ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproape și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să spunim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne,
pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpuri de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne reîncește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, noi ne rugăm, Ți-i auză-ne și miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei noastre și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului nostru românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu duhurilor și-a tot trupul care-i călca moartea pe deavol, l-ai surpat și-ai dăruit viață lumii Tale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-i în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ie. Că nuintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru ce s-au pomenit, și de fălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Dumnezeu să ierte cu drepții să-i numere
iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dragul Cernice, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Liche, ocrotitorul municipiului acestuia, ale Sfântului Apostol Andrei, Apostolul Românilor și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Voi da citire apelului la unitate a Arhiepiscopului nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, de Ziua Națională a Românilor, 1 decembrie. Azi e zi de sărbătoare în a noastră vechi hotare, e ziua sfântă a unirii, a iubirii și a înfrățirii. Veniți cu inimi curate și în straie binecuvântate să răspundem la apel, chemați fiind sub drapel. Astăzi tot românii vrednici și toți preoții cucernici în cichora bucuriei în pământul României. Români răspândiți în lume, faceți astăzi juncțiune să cunoască toată glia că există România. Țara noastră e țară sfântă, de Dumnezeu ocrotită, avem o țară de sfinți, de eroi și de părinți. Astăzi Ștefan Domn cel Sfânt strigă la noi din mormânt să ne apărăm moșia, țara noastră România. Hai, ieșiți cu crucea în mână, după datina străbună, să ne aducem aminte de strămoșii din morminte. Toată nația română e de sorginte creștină, tot pământul românesc are suflet creștinesc. România e grădina cu flori scăldate în lumină, să știe orice străin că românul este creștin. Astăzi ne prindem în horă cu eșarfă tricoloră, să cântăm cu veselie ca la Sfânta Liturghie, să slăvim pe Dumnezeu că ne apără de rău, haideți să trăim ca frații, ca să stăpânim Carpații. Tot ținutul Carpatin până la pontul Euxin este un pământ bogat de Dumnezeu apărat. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români, prea fericitului părintelui nostru patriarh, patriarhul României, înalt preasfințitului arhiepiscop Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-le-lor, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate, apără și păzește pre dânsii într-un mult și fericiți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Binecredinciosului popor omen de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, a orașului nostru, dă-le, Doamne, viață îndelungată, lungime de zile, sănătate, mântuire, într-o dreapta credință, apără și păzăști pe ei, într-o mulță. Mulți ani trăiască!
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă, din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Să îndură-te de ei. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea și învierea Fiului Tău. Te rugăm, fii milostiv cu slujitorii Tăi, cu eroii poporului român și învrednicește-i să te vadă în strălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dărălor, Doamne, și lumina fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Vă așteptăm la ora 16 pe platoul Casei de Cultură Onești. Urmează ceremonialul de punere de coroane. Prima coroană vine din partea domnului primar, inginer Nicolae Ignatiuc.
alegerile politice, de cele coordonă Partidul Social Democrat. Onești.
dreptate sau onești. Depune cu ramul, parohia romană-catolică, Sfântul Petru și Paul.